Da, familia Apăvăloaie, Florin din Călăraș, este o familie de oameni tineri, muncitori, din păcate cu situație financiară destul de slăbuță și înainte de a trece prin greutatea prin care au trecut acum la începutul lunii mai, datorită instalației electrice, s-a produs un incendiu, slavă Domnului, nu era nimeni în casă în momentul respectiv. Copiii erau la școală, soții erau plecați la treabă și atunci când s-au întors, din păcate, au găsit casa arsă în totalitate. Bineînțeles că a fost un șoc pentru dânsii. Ne-am mobilizat cât de repede am putut și la nivel de parohie să-i ajutăm cu strictul necesar. Din păcate, resursele financiare ale noastre sunt destul de limitate, dar ne-am mobilizat și la nivel de parohie și am făcut și un anunț pe Facebook, pe rețelele de socializare, în speranța că vom găsi oameni cu suflet mare care să îi sprijine, să-i ajute, pentru că, iată, familia aceasta, v-am spus că era încercată și dinainte, copilul cel mare, în vârstă de 13 ani, cu probleme grave, cu autism, este și internat la școala specială de la Dorohoi, mai au o fetiță de 5 ani și cu ajutorul bunului Dumnezeu peste 3 săptămâni va veni și cel de-al treilea copilaș al familiei lor. Ne rugăm să fie sănătos, să le ajute Dumnezeu. Dar iată că problema cea mare era că nu aveau o locuință, nu aveau un acoperiș deasupra capului. De aceea ne-am gândit să le construim o căsuță. Am luat această inițiativă eu la nivel personal, la nivel de parohie. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, iată că s-au găsit oameni cu suflet mare care să dea aceste materiale pentru a începe casa, să ne ajute Dumnezeu să o și finalizăm cât de repede vom putea.